vigilant, îl dibuiesc. Și dacă nu vă place ce loc de muncă am să-i dau... Și până una altă, ce facem cu asta? De aici orientează-te. Melcu. Telcu. Din agricultură. Amândoi. Tovarășul Mirea, tocmai dumneavoastră să ne faceți una ca asta? Noi care vă primim în județul nostru, vă cunoașteți și de la televizor. Și care să vă primim întotdeauna. Din inimă și în mod corespunzător. Vă rugăm foarte mult. Tovarășul ziarist, vă rugăm foarte important. De ce ați raportat că totul, până la ultimul bob, a fost cules și însilozat? Păi să vedeți. Cum să mă... Viața în general e foarte complex. Stai, mă, dracu, din gură cu filozofia. De ce să ne căjim pe tovarăș? Au și dânsi atâtea pe cap. Da. Să aibă și ei o satisfacție. Da, și pentru ca dările voastre de seamă să fie corespunzătoare, vă lasă inima, conștiința să băgați sub pământ munca oamenilor, hrana oamenilor. Tovarășul, știi, tonul ăsta mi-a... Ce-ți veni și ție acum? Lasă-i explicăm tovarășului. O să aveți ce explica și nu mie, după ce apare articolul meu. Cum, doar nu aveți intenția... Nu, nu intenția, hotărârea fermă. De neclintit. Tot Mirea, vă dați seama ce o să declanșați cu asta? Cum asta caracterizează munca noastră? Pe noi? Salutare, Corujos! Drum bun! Unde e? Rădare, apare, apare. Unde e? N-auziți? Răspundeți-mi imediat, că țip! Ar fi păcat să deteliorați asemenea voce de aur. Ce aur, neamule, platină? Țip, ajutor! Sări! Mamă! Ajutor! Aici! Sunteți? Sunteți în afară de orice pericol! Vă rog foarte mult! Doamna! Doamna! Fii cu minte, băi! Ce dracu vrei, băi? Hai, hai! Valea! Să nu dai de bucurilor! Derbedeilor! Mirea! Zipzim! Ești exact așa cum mi-am imaginat. Suit. Nu să facem cunoștință în mijlocul naturii. Bine. Cum ați putut crede că eu, că și eu sunt unul dintre aceia? Unul dintre aceia puțin la număr care nu caracterizează! N-a ținut! Poate trebuia... Trebuia, nu trebuia, i-am vrut în portbagaj tot ce are județul mai corespunzător. Ce naiba mai vrea? Ai? Te și mir de unde apar astfel de oameni. Haide-te jos de acolo, că nu o să le lăsăm în mijlocul drumului. Să ne batem joc de produsele noastre, Neamielcule, le recuperăm acasă. La noi? Singurică, singurea? Duduia Bica Barbu, bebe. Vezi de drum, șerifule, că te așteaptă mămica. Da? Și dacă nu vrea băiatul, auzi? S-a lovit cumva copilul? Vezi de drum cu coana? Că m-ai demorat. Oh.
Uite, domnule, cum se leagă de bărbat. Vica, am crezut că ai pățit ceva. N-am pățit eu, a pățit ea, mașina mea. Maestra baroului. Ți-am făcut rost de noi clienți, doi. Telcu și Melcu îi cheamă. Nu cred că îi poți salva cu tot talentul tău. O, cinci roșii de mostene, reuniți într-o gingă și făptură feminină. Hai! Ce-ai pățit? Ei, tovarăși, oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just. Mâine vor fi osteniți. Producția se va resimți. Lasă-i, dragă, sunt tine. Ar trebui să te debarasezi de sentimentalismul mic burghez. Mentalitate de femeie ruptă de viață. Rușine. Eu nu înțeleg cum reușești performanța asta, pentru că e o performanță, să știi. Păi dacă n-ai mai trecut de 3 zile pe aici... Chiar 3? Chiar 3, Isabela. Maria Teresa! Cleopatra! Isadora, mi-e foame! Da, să trăiți? Să trăiți, da, tocmai acum am picat. În clipa asta. Îl scriu, chiar acum îl scriu. O jumătate de oră, nu s-ar putea în 3 sferturi. Da, mulțumesc. Atunci în 45 de minute. Da, să trăiți. Mulțumesc. Da, desigur. Ce-ți dau să mănânci? Nu mai mi-e foame. A, sunt mâinile. Bună. M-a trimis să iau personal. E dincolo, Vic. Materialul. A! Salut, bătrâne. Mai mult? Salut, lascăre. Nu, nu, imediat. Imediat sunt gata. Nu, nu, nu. Poți să ai oricât. Eu nu mă plictisesc, te jur. Da. Auzi, Victor. Dacă tu în condițiile astea mai poți să scrii, înseamnă orică ești sărit, orică ești din cale afară de ambițios, ori... Nu e. Mai bine îi pune mâna și mai ajuta. Da, da, fac orice. Dacă îmi ce să mă duc până la Paris, mă duc. Da, să trăiți. Da, a sosit, chiar acum a sosit. Da, vi-l dau imediat. Lascăre, lascăre. Ce? Da. Da. Trăiți? Am sosit. N-am trecut pe la o verică. Nu. Da, îndată-i gata. Da, vin direct. Sigur că da. Nu, 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 nu trec de la o verică. Trăiți. Cât mai are ăsta până la pensie? Gât? Destul. Morim noi până atunci. Lascăre, gata. Gata. Hai, repede, repede, repede. Aoleu, ce sete mi s-a făcut. Vitoraș, voi n-aveți pe fizi de la o verică. Nu, îmi pare foarte rău. O verică pentru mine. Nu, 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 lascăre, lascăre, lasă, 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 nu mă deroc, lasă, nu, nicio verică. Nici o verică, lasă, umbliturat, de mereu, lasă că știu eu. Merică. Lasă că ai avut o grijă. Adică mă opresc undeva, să știi. Păi ce ai promis? La revedere! La revedere! A, stai, stai! Sărumiile! Bună seara! Foarte... Ce? Hermina. Ce faci? Ce faci? Unde te duci cu noaptea în cap? Vrei să se trezească blocul?
Să mă vadă lumea ieșind de la tine? Să-mi compromit viitorul? Adelaide! Adelaide, serios, de ce nu vrei tu să ne căsătorim odată? Pentru că nu mai ceru. Cerule! Tovarășa! Unde-ar fi papucii, mă? Tovarășa Bicabarbu! Pentru exact a 86-a oară te întreb. Vrei să mergem la oficiul stării civile și să spunem da? În unanimitate? Să mă mai gândesc. Vrei să-ți cad în brațe așa ca o gâscă? Vii să mă iei de la tribunal? Să mă mai gândesc. Pledez un singur proces și sunt gata. Hermina, te iubesc. Gata. Hermina, mult. Hermina. Gata, pa! Să-mi citești articolul! Dinamită! Bombă! Vitriol! De ce n-a apărut articolul meu? Pentru că în toată redacția asta eu mă mir de ce mai are retribuție. S-a găsit și cineva vigilent. Oare cine, oare cine? Eu. Auzi, mă, tu știi să păstrezi un secret? Alineauri, am primit un telefon de la... Nu, am primit eu un telefon. Ni se atrage atenția că ziarul nostru e pe cale să calomnieze două cadre de nădejde din agricultură. Acești indivizi dăduseră ordin să se bage sub braț de recolta. Asta caracterizează munca în agricultură? Tocmai că nu! De aceea eu cred că împotriva acestor acte irresponsabile, presa noastră trebuie... Da, dar eu nu am chef ca altă dată să fiu tras de urechi pentru îndrăznelile dumitale, care pe deasupra mai fac și pe vedeta la televiziune. Tovarășu Cocean, tovarășu Vladimir, eu cred că este o obligație a unui ziarist comunist să ardă cu fierul roșu tot ce e înapoiat. Tot ce contravine legilor țării. Ziarul nostru nu este un ziar de scandal, care să arate că la noi chipurile se îngroapă recolta. Dar nu la noi, la IAS Todești. Și asta caracterizează IAS Todești. Și pe tovarășul Melcu și Telcu, despre care mi-a vorbit chiar acum un tovarăș cu mulți de răspundere din minister. Asta îi caracterizează. Dar ce îi caracterizează? Avântul, hotărârea și dăruirea. E drept. Sunt darnici. Bine, atunci să-l rupem și pe ăsta. De ce să-l rupem? De ce să-l rupem? Să-l îmbunătățim. Atunci, poftim. Asta ce mai e? Demisia mea. Aha. Tovarășul Mirea s-a supărat. Tovarășul Mirea refuză lucru asupra textului. Tovarășul Mirea este un om orgolios care vrea să pară chipurile combativ. Uite ce este, eu îți dau un sfat. Nu te juca cu demisiile astea, că la noi nu există demisii. Bine. Eu plec în concediu. Sper că în lipsa mea nu vei produce greutăți. Ești prea tânăr pentru subiecte de prima linie. Îți trebuie până capeți experiență subiecte mai simple, mai clare. Uite. De pildă. Știi dumneata că în cartierul Berceni de 9 zile nu se găsește la nicio autoservire, la niciun magazin, la niciun restaurant apă minerală Hebe? Hebe? Da, Hebe. Dar dacă cunoști calitățile apei minerale Hebe? Păi nu le cunoști, pe ce le spun eu acum? Apa minerală Hebe este un tonic pentru ficat. Salut, vecere! Salut! Hebe aveți? Hebe nu, cine? Dar lichiorurile astea aduc pentru ficat? În felul ăla. Fii atent că umblă prin zonă. Cine, mă? Mira, ăla de la ziar, balaurul. Și ce vrei? Ia Bacul să fii atent. Bună ziua! Bună ziua! Hebe aveți? Hebe? Da! Pentru dumneavoastră, ai găsim? Se îndreaptă spre dumneatale. Da? Intră aici, intră acolo? Da!
Spre dumneata țintește. Wow! Ce s-a întâmplat? Uite ce minunăție! Să știi că la iarnă mă apuc de vânat. Băi, ce frumoase, nu știu, dar e grozavă. Victor! Ce Izadora? Victor, te rog, da, te rog, mă dai să încercăm. Da bine, atunci să știi că îmi repar mașina, o vând și... Dar nu de cumpărat, păi, e atunci... vorba. Încercarea moarte n-are, hai, te rog. Hai, hai. Mă duc imediat, trebuie. Nu, mulțumesc. Dacă mă mai târăști prin asemenea localuri de perdițiune, blana aceea va rămâne o veșnică fata Morgana. De ce? Ți-am spus că la iarnă mi-au concediu și vânez o sumedenie de... văd eu ce. Chiar o sumedenie de văd eu ce? Acum că te-am compromis în public, trebuie să te măriți cu mine. Când o să-mi aduci blana aceea de văd eu ce? Vorbesc serios? Ți-a plăcut chiar așa de mult? Mi-a plăcut foarte mult, dar nu vorbesc serios. Dă-o încolo de blană. Mergem? Mergem. Așa mai merge? Revizie? Tot pe scări. Ești cu mine. A, să rămână și țire, tovarășa Vica. Trebuie să lași Mirea. Am un pachet pentru dumneavoastră. Lăsați cineva la mine în administrație. Mulțumesc. Trebuie să tovarășul Mirea. Scuzați de deranjare. Tovarășului Victor Mirea pentru soția sa. Pentru cine? Ce-i asta? Păi, nu știu. Nu știu, nu. Nu o recunoști, nu? O fi o știucă, o fi o garofiță, o fi o stâncă neagră. Nu înțeleg nimic, Vic. Va să zic că de asta nu vrei să ne căsătorim. Vic, dragule, vino-ți în fire. Cum arată? Cine? Papa de la Roma! Nababul care face cadouri de 10.000 de lei! Ia ascultă să știi că eu nu înghit! Știu, 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 cunosc sistemul. Napoleon, cea mai bună apărare e atacul! Pum, pum! La voi, la femeie din instinct! Din instinct! Unde v-ați cunoscut? De unde îmi știe adresa? Am înțeles. Când eu muncesc, când eu sunt pe teren, tu l-aduci aici! Vic, iubitule, ce-ți trece prin minte? Va să zic că astea au fost jurămintele noastre. Dragostea noastră, prietenia noastră. Și eu ca prostul unică. Pentru că așa te-am văzut, înțelegi? Unică. Pleacă, pleacă, nu mă mai sfida cu prezența ta. Pleacă. Ia-ți blana și cară-te. Ești ca toate celelalte, ești o... Taci! Nu spune cuvinte care nu se mai șterg. Ești un prost ca toți bărbații. Nu generaliza. Numai tu ești prost. Așa e bine? Ha, auzi, fii sinceră. Hai, fii sinceră. Spune-mi tot. N-am să sufăr. N-am ce să spun. Și să-ți fie rușine. Ce s-a întâmplat? Nimic. Sunteți tineri, o să vă împăcați. Mulțumesc. Nu fi supărat. Bună ziua! Bună ziua! Bună! Dumneavoastră ați trimis ieri o blană pe adresa mea. Noi nu deservim la domiciliu, deservim aici. Ascultă, ieri după masă am fost aici cu o cetățeană. Da,
era, dacă mă pot exprima astfel, first class, tovarășe Mira. A, deci mă cunoașteți. Cine nu vă cunoaște pe dumneavoastră? Ea-ți în carne vie. Ea a aprobat o blană de... de... Câinele Deltei. Da, după aia m-am trezit cu blana acasă. Care blana? De câinele Deltei. De? Chestii? Socoteli? Ascultă, tovarășe, să știi că nu e de glumă. Din cauza asta noi ne-am certat. Din cauza asta noi am rupt logodna. Cu cine? Cu persoana cu care am fost ieri după masă aici, în magazinul dumneavoastră. Sincere condoleanțe. Noi n-avem niciun amestec, tovarășe mine. Cunoști blana asta? Nu. Că de la noi n-a ieșit nicio blană. Care posedă ca să-și permită? Spune și dumneavoastră. Poate dumneavoastră care vă știe o țară întreagă. De... Asta e blana care ieri după masă era în vitrină. Asta e blana pe care a probat-o Bica. O recunosc. Noi nu o recunoaștem. Ei, cu ce altceva vă putem servi? Bine, mai vorbim noi. Să trăiți, să trăiți, mai poftiți pe la noi, tovarășe Mira. Vă așteptăm. Bună ziua. Cu ce vă servim? Bună ziua. O cafea. Ce blană frumoasă aveți. S-a prosăpit vis-a-vis, cu ochii țintă. Da. Ăsta e din familia la Covare. A avut mai multe pogoane decât ai tu păr în cap. Viața! Așa e, bă, ai dreptate. Chestii, socoteli. Balaurul e tot acolo. Belește ochii peste tot. Iote. Să nu fie ciripit careva ceva. Oamenii noștri, niciodată! Iată, mănașule. Am emis și eu așa o supoziție. 9/10. Trăiți, tovarășe Mirea. Trăiți, tovarășe Mirea. Îmi permiteți? Bine ați venit. Permiteți. Brazilian. Nu merită. Așa e. Toate e la fel. Da. Chestii, socoteli. Dar nu asta caracterizează. Alea corecte n-are noroc. Câtă dreptate aveți? Aș putea îndrăzni să am curajul de a cuteza. Dar vă rog. Să vă invit la un mic local. Ceva modest, intim. Mai vorbim, mai analizăm chestii, socoteli. O întrebare. De ce? Vă admir articolele. Le citesc ca pe Sfânta Scriptură. Lovește în corupție, alte mici defecte. Mă rog, chestii, socoteli. Oh, dar vai. M-am văzut în târcoale pe cartier. E pe urme, mi-a zis. Iar se asanează o porțiune din viața noastră în... Ha, 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 ha,
Eu, vorba aia, cartier din tată în fiu, aș putea să mă fiu de folos. Chestii socotele. Hai, nu mă refuzatoare și Victor, drăguțe. Al dumitale sunt. Bumbescu. Mi se zice și Bacus. Dar pentru prieteni, Bacus. Să trăiți, să trăiți, Nea Bacus. De ce n-ați anunțat? Iată așa, am vrut să viu incogito. Prietenul. Prietenii lui Nea Bacus sunt prietenii noștri, stăpânii noștri. Poftiți! Whisky. Puțin pentru circulație. Notează. Eu sunt al vinului. Da. Un cipăs regal? Corespondent. Pe urmă niște ouă de pește, știi tu din alea. Flământ? Nu prea. Atunci ceva ușor. Și la ea și menuia. Pormul mușchiuleț de vacă. Desert? Mereng. Profiterol. Ce mai vedem noi? Chestii să o vedem. Filtru. Da. Da. Curvazier. Da. Te rog. Mi-ești drag. Nici nu știi de ce. Zău că nu știu, abia ne-am cunoscut. Pentru că ai suflet, domne, suferi. Cine mai știe să suferi în ziua de azi? Suferința vine din sensibilitate. Dar să știi, nu merită. O să vă împăcați. Mulțumesc. Sigur o să vă împăcați. Sunteți tineri. Mulțumesc. Vă spun eu. Nu crezi. Nu mă crezi, aia e. Leafa și pum! Aoleu. Nu se poate. Matale, care ai atâta putere de să cutremură cartierul, să nu-ți poți permite la orice oră din zi și noapte un civăs, o icră mai neagră, un Volvo, o vilișoară pe Valea Pragului. Nu. Un voiaj pe an, pe stelac. Da, Bumbescu, uite, dacă nu te-ai respectat din calea afară, să știi că zice că te-ai îmbătat. Te-ai îmbătat, vorbești vorbe. Eu mă împăr și atât, domnule. Nici eu. Da. Spune-mi, Nea Bumbescu, mă auzi? Spune-mi, cum? Cum, ca să mă orientez? Că nu știi! Jur! Păi, domnule, unii, ca să nu-și vază poza în ziar, ar face... Nu, zici ce-ar face. Nu zice, ce te-a oprit? Ce-ar face? Ce să... chestii socotele, adică... Înțelegi? Să trăiți, să trăiți. Poftiți. Doriți mai aproape de orchestră? Mai așteptați pe cineva? Dragă, am lucrat până târziu peste program. Peste tot e închis. Aș vrea o sticlă de apă minerală. Hebe. Am înțeles. Noroc să trăiești. Vă salut. Tovarășe inspector, poftiți. Mulțumesc.
Să trăiți. Ce-l bunești, mă, dorești de la controlul financiar? Un om minunat. Robespierre. Saint-Just. Ai auzit de ăștia? În parcă. Și-l cunoști? Locuim în același bloc. Controlul și inspector este la bloc? La bloc. Te apucă groază. Și ceva? De băut? He, be. Nici singur acasă? Păi, dar nu prea stă pe acasă. Femei? Nabacus, femeile... Femeile, una singură se întâlnește în viață. Femeia unică. Credincioși unul altuia, până la moarte. Și la bine și la rău. Pe mine mă scuz nițel. Nițel de tot. Singur, păpușel? Câți ani ai? 18. Coca. Mira. Și ce faci? Vezi, baby, mă dau la tine. În general, în viață. Mă plictisesc. Și? Mă ierți că sunt indiscret. Fii, trebuie să ne cunoaștem. Nu se poate așa dintr-o dată, știi. Părinții? Baba cu medic. Am dat și eu la facultate. N-am reușit. Iartă-mă. Baba cu are principii. El nu intervine. Dansăm? Nu. De ce? Nu-ți plac? Ba da. E numărați, Nebahu, să n-ai grijă. Bă, tu să n-ai grijă. Dacă nu-ți numărați cum trebuie, tu... Merge? Rupere! Ce-i faci, Neabacus? Că e trăznet să mă bată Dumnezeu. Eu însuși, care ori și câtuși de puțin mă pricep și cu toate astea... Neabacus, păi... Bă! Nu, bă! Cum stai cu candidat? Pe sfârșit. N-ai grijă. Ac, aranjez-o. Auzi? Nu cumva ești timid? Aș putea zice ceva din contră. Păi atunci... Mi-e milă de tine. Ce-i cu ăsta aici, omule? Ei, lăsați. Nu e pe gustul nostru. Ah, nu. Fără iubire, nu mă interesează. Sufletul... Asta caut eu. Visez un suflet ales, curat, ca de copil. Câmpie mângâiată, de vântul de april. O inimă în care, citind un viitorul, iubirea nestemată
să-și regăsească zborul. Victorie! Victorie! Nu pot să cred! Nu pot să cred, Victorie! Doamne, să am așa noroc să te cunosc pe tine! Fără poezie, viața e pustiu! Pustiu! Moment, Conejoș. Să trăiți. Păi, nu astăzi era ziua în care... Nu. Treceam pe aici și... Da. Oh. Mm. Cum să spun eu, ia un petit bobo. O încurcătură, domnule. Bobo? Ce este bobo? La mine, la întreprindere, unul tânăr, mon cher, fanatic. Bine, am încercat eu să... Dar el nu, drept, principiu. Mă rog, chestii s-o cotel, mai departe. Bref, am mirosit ceva. A, nu, fleacuri, nimic esențial. Dar a făcut o sesizare. Două, trei, mă rog. A, bineînțeles, i-am făcut vânt, sigur. Să mai crească, să mai reflecteze asupra vieții. Și atunci? Am fost informat că există un dosar. Un dosar? La cine? Unu Sterea. Dumitru Sterea. Controlul financiar. Încuiat, dur. De unde or fi răsărit ăștia, mon cher, când viața e atât de scurtă? Da, bine, să trăiți. Au revoir. Grig. Se plimba prin fața prăvăliei, mi-a zis că vrea să-ți vorbească. E ceva, nasol, nașule? Suntem luați în colimator? Tragem pe dreapta și parcăm cu tot ce am agonisit? Niciodată! Suntem în mână. Nu ne mai putem opri. Hai, treci în laborator. M-am dus. Până acum suntem ok, să știi. Dar dacă intră pe fir Maior Voinea, am încurcat-o. Am încurcat-o. Ceva perspective cu controlul ăla sunt? Cam nu. Nașule, auzi, să nu te superi. Eu am citit undeva că Kaiserul Wilhelm, ai auzit de el. Așa. A zis la o recepție că, că fiecare om își are prețul lui. Toți au mulțiri respectoși. Înțelegi? Numai ambasadorul Angliei a întrebat, dar scurt, chiar și majestatea voastră, toți a înțepenit. Dar Kaiserul, în loc să pui să-i tai capul, a râs și a zis, da, chiar și eu. Și care ar fi prețul majestății voastre? A întrebat englezul. Păi, coloniile britanice, a zis Kaiserul. Deștept al dracu Kaiserul ăsta. Cu ce să-l pun pe tovarășul Sterea, bă? Nu vezi că ți s-a urcat și titlul la creierii? Cu Congo, cu Brazilia, cu ce? Tașule, mă tău și pe nevastă? Uite aici, bătrâna cu sacoșa. I-am făcut o poză spontanee, așa, pe șest, cu un zubuchi al meu. Gabi, e la Craiova. Acum e la Brașov. A căzut cu un doctor cu nevastă și copii. Gabi! Am înțeles, am plecat.
Bună ziua! Noroc, tovarășa. Vă ascult. Tovarășe, vă mulțumesc că m-ați primit. Îndeplinesc o sarcină, nu fac favoruri. Fii concretă. Dacă nu m-ați fi primit, aș fi făcut un gest necorespunzător. Un gest necugetat. Tovarășe! Gabi! Liniștește-te și expune în continuare. Am divorțat recent. Iată unde duc căsătoriile care nu sunt încheiate pe baza unor sentimente corespunzătoare, verificate. Oh, câtă dreptate aveți! Soțul meu zicea că nu mai poate trăi pasămite fără un om de-al treilea care a plecat mai de mult în străinătate. Eu n-am știut ce viperă am strâns la sân. Vroia să mă atragă și pe mine, dar eu am preferat mai bine să dau divorț. Da, o atitudine corespunzătoare. Și m-a dat afară din casă. Eu sunt orfelină de ambii părinți. Eu n-am unde să mă duc. Fiți lide să dorm, ba la unul, ba la altul. Mă refer la rude. Dar și eu am spațiu restrâns și nu vreau de a-l încomoda. Tovarășe, o clipă. Unde lucrezi dumneata? Să vedeți, eu am venit în București să-mi caut serviciu. Deci, postul meu soț, trădătorul de țară, mă ținuse doar să fiu casnic. Nu se gândea decât, pardon, la plăcerile lui. Și n-am nici buletin de București. N-am nici... Mi s-a rupt fusta. Cum am să ies acum așa pe stradă? Stai, tovarășe. Să nu capitulăm în fața primei greutăți vită în cale. Uite ace. Oh, mersi. Situația dumitale e complexă. Uite aici, uite. În viață se ivesc astfel de situații. Da, eu. Da, s-a discutat. S-a discutat. Da. Nu trebuie să demobilizezi. Trebuie să privești cu încredere viitorul. Vă mulțumesc, tovarășe. Cuvintele dumneavoastră m-au însuflețit. Mi-au dat orizonturi noi. Voi înfrunta orice greutăți. Tovarășa... Gabi. Tovarășa Gabriela, reiați locul pe scaun. Desigur, nu e așa. Nu e așa, oricât noi... Te rog să ne lași adresa unde poți fi, unde poți fi găsită, dragă. În cazul în care... Ce faci? Se poate? Plângi? De fericire. Se poate. Gabi, dar ce caută la mine? Tovarășa Gabi! Tovarășa, de ce ai venit dumneata la controlul financiar? Când problemele dumitale sunt locative, ce legătură are controlul cu... Eu nu la control am venit, eu la dumneavoastră am venit. Că dumneavoastră ați fost și... ați fost și... și ați fost și... Invidia. O singură vorbă bună din sufletul dumneavoastră părintesc și totul se rezolvă. Mersi. Da, o clipă. De unde știi dumneata că eu am fost și, am fost și? Știu și eu. Și mai știu și alții. Bună dimineața! Noroc, drăguț! Să trăim, Neabacus! Noroc! Ce
Ce mi-ai făcut, domnule Bumbescu? Ce înseamnă cu drăguț? Oh. Mai nenorocit? Eu, păcatele mele, cu ce? Păi cum o să plătesc partea mea din minunățiile ce le-am consumat aseară? Da. Whisky special, icre negre, șampanie cordon ruș, conea curvoazie, ca să nu mai spun de toate alealte. Cel puțin 2000, numai partea mea. 5. Ce-i cu asta? Nu, nu, nu. Păi dar nu pot să primesc. Nu pot. Nu mă lasă conștiința. Nu pot accepta. Hai, lasă copilările, tu să fii sănătos. Atunci, știi ce? Te rog, te implor, spune măcar cum pot să mă revanșez. Auzi, să știi, pentru dumneata sunt în stare să fac orice. Orice. Mai bine să nu fie nevoie. Auzi? Vii și mă ia astăzi de la serviciu. De aici. La 5 fix. La mine slujba sfântă. Nu te spăla că te întreb. N-ai un costum așa mai prima? Mai la 4 aci? Mă tem că nu. Ah, nu ai nimic. Te duci la Arta Amodi. Da. Îl cauți pe meșterul Turic. Îi spui că te-am trimis eu. Bine, dar cum să... Lasă, mergi pe mâna mea. Până la ora 5? Îi spui că vii din partea mea. Salut. Noroc. Bună ziua! Bună ziua! Cum ești rutulică, vă rog? E ocupat. Sunt Mira, reporter la ziarul Latitudine. Da. Domn Tulică? Da. Domn Tulică, vă caută unul de la ziar. Cine? Unul, Mira. E trimis de Neabacus. Fii atentă cum vorbești. Da. Vine imediat. Da. Vine acuș. Vă rog să poftiți. Da, da. Să luați loc, da. Poftiți. Mulțumesc. Aoleu, stai. Lasă-le, stai al meu. Poftim, poftim, te rog. O iau eu înainte. Intră, te rog. Ah, nu, 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 nu pot să cred ochilor. A, modest. Asta este să chestii, socotele, asta e situația. Fantastic. Artă. Art. Your of art. Lovely, drăgălaș. Fetița mea. Singura mea comoară. Trăiesc realitatea sau bază? Gloria Miralena. Bumbescu, mersi. Fii concretă! Puiul cu ciuperci. Materialism vulgar. E bun? Ți-a plăcut? N-ai niciun pic de demnitate. Dar cu ce ți-am greșit? Nu corespunzi. Cu alta nu coboram până la controlul economic. Plumb de picioare. Asta ești. E bun? Ți-a plăcut? Mâine ce să-ți gătesc? Ce să fac? Spune-mi și fac orice. Să-ți ridici necontenit nivelul. Alo? Tovarășul Radu? Tovarășul Sterea la telefon. Tot la birou? Tot la birou? Nu e bine. Nu-ți neglija problemele familiare. Auzi? Nu tu. Ieși. Nu. Femeia. Da. Ascultă. Tinerica.
care a fost azi în audiență. Trimite-o la mine, înțelegi? Să-i rezolvăm problema. Da, te rog. Mă rog. Uită-te la ea! Privește-o. De 5 ori au trântit-o la examenul de admitere. Invidia. Și ce are? Nu-i frumoasă? Cuvintele pălesc. Talent? Păi ia bine să ceară talent. Hai, comoară. Poftiți în studiourile Bumbescu. Hai. Ce arătăm? Casa Blanca. Vizele de tranzit. Nu le vând. Îmi trebuie cu orice preț. Dacă dragostea noastră însemna ceva în viața dumitale... Nu ne-am de Paris. Stai să vezi acum, ai pe fetița mea. Ești lași, ești slab. Ce vezi? Iartă-mă, Ric. Dar ești ultima noastră speranță. Altminter, las-mă moare aici. Șrop să mă. Casablanca e un oraș frumos. Am încercat cu binele. Acum te somez. Îmi vei da vis. Îmi faci un serviciu? Dar știi că de mult te-am iubit și te iubesc. Dramă! Poftim dramă! Simțământ? Poftim cu alea simțământ că te trece piorii. Ea n-are talent. Gloria mea! Bine alea lui tăticul. Uite, poftim! I-am făcut studiouri. Peliculă, aparatură, plătesc regizori, artiști, plătesc! De unde, Nea Bumbescule, de unde? Doriți conversație? Da. Aseară la radio... Fără politică. Contabilul șef Ciupitu s-a exprimat într-o societate... Fără bârfă. Țuca Perișoară, cântăreața de care ați binevoit să vă interesați. Dezvoltă subiectul. Se prelimină unele dificultăți. Mie dificultăți? Ecolată. Decolează. Am înțeles. Știți că n-am vrut să vă deranjez în timpul mesei, dar... Vă caută un ziarist. Dic Mirea. Îi se mai spune și Balaurul. Foarte bine. Programul 1. Unde vreți să dați interviul? La stațiune? La cramă? Aici la vilă? Sau, dacă aveți în vedere cazul, la dispensar? Să vedem cum evoluează situația. Mașina. E la peron. Alo, alo, fata! Aceea e pentru sosire, aceasta e pentru ducere. Poftim la ea? E șoferul dânsului? Am această neasemuită onoare. Îl cunoști de mult? Cum si, cum sa. Hai, nu fi așa secretos. Cortina, fata. Cortina. Știți, diminețile la munte obișnuiesc a fi foarte răcoroase. Să nu răciți, să nu răciți. Cu ce se ocupă? Chestii socoteli. Artist nu e. Îi cunosc cam pe toți. Doctor, nu? Hai, fi o bomboană și spune-mi, e doctor, nu? Am ghicit. E, nu-i nimic, o să-l dibuiesc. Eu și de noi o plăcea când o să apar la minister cu copilașul în brațe. Cu copilașul în brațe? Gata, am ajuns. Gara e acolo. Nu, e acolo. E pe aici gara.
cu copilașul în brațe. Pa, pa, ba du-te tu! Copilașul în brațe. Aș dori să mă considerați o non-prezență, o umbră. Ar fi greu. Umbra ce vă precede e renumele, iar persoana fizică îl justifică. Să-mi dați voie să stau, să privesc, să mă uit. Stațiunea noastră, noi înșine, suntem o carte deschisă. Citiți-ne. Am citit cartea de onoare. Bună. Aș avea nevoie de o prefață. O să o aveți. Aspasia, te-a rugat să nu... Este chiar însuși maestrul Ieronim Stâncă. Să nu lăsăm poezia să aștepte. Da, sigur. Vă rog. Maestre. Coane Jorge? Vai poftiți, maestre. Pupic! Maestre, îmi dați voie un confrate. Cunoaște. Poetului de astăzi, mentor ești, mecena, cu buze însetate la tine poposesc. Sunt ostenit, amice, simt că împleznește vena, elan, talent, putere, având mă părăsesc. Da, 50 de chile e bine? Se poate. 100 pentru maestru Stângă. Întindem deștiu cupa să sorb din avântul. Aveți recipient, maestru? Am câteva obiecte. Da, are damigene. De-a cânta virtutea și harul strămoșesc. Și când peste întinderi va răsuna cuvântul, să știi că și pe tine, de-a pururi, te slăvesc. Maestre, o bijuterie. Ocazional. Ocazional. A fost pentru mine o onoare. Coane George, pupic! Un geniu. Alcoolic. Și cum achită? Prin virament? Avem și noi un mic fond de reprezentare. Ah. În Occident, bine, exploatatori, capitaliști, dar eficienți, în Occident se numește public relations. Poetul are pană de foc. Dacă te vorbește de bine unul ca el, sau chiar ca dumneavoastră, pe urmă e mai greu să pățești ceva. Bine, dar nu înțeleg, ce ați putea păți? Multe. Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora. Succese în muncă, bineînțeles. Tovarășe director, cu îngăduința dumneavoastră să... Da, desigur, un moment. Să vină alduitul la mine. Mergeți, vedeți. Am dat dispoziție să vi se răspundă la întrebări, la absolut toate întrebările. Plimbați-vă, relaxați-vă, cunoașteți și criticați-le. Mai ales de critică avem nevoie. Tovarășul, vă va însoți. Pe la prânz ne întâlnim. Nu să nu înțelegeți greșit. La cantină, cu tot personalul muncitor. Poftiți, vă rog. Tovarășu! Tovarășu, stați puțin! Stați-o, nu pe acolo, că nu e terminat. Vă rog, vă rog, pe aici. Ia uite, domnule. Ce Aspasia, dulce? M-ați chemat? Cum stăm cu plus în gestiune la vinul Pichet? Raportez în ordine. O să vină Ștevie. Grig, omul lui Bacus. Da, da. Vecine. Alo, da? Tovarșu Bucșe. Un moment să vedem dacă e aici. Ăla de la vânătoare. Care dă autorizațiile pentru cerpi și căprioare. Salut, bătrâne! Roșu vârtos? Cât? 10? Dar ce ești, bolnav? Las că văd, bine, bine. Cum? La vânătoare? Pe nu s-a deschis încă. Pentru plan. Bine, bine, o să văd. Salut! Ce mă, ce mă? Vă rog să mă iertați că dau buzna, da. E periculos. Eu așa, el așa. Eu așa, el așa. Acum a dat de tipografie. Spune lui Trandafir să le-am primire. Înțeles. Torșu, Torșu! Torșu, acolo unde ați fost dumneavoastră, se tipăresc etichete. False. False, false, tot vine.
Tovina, eu vă cunosc de la televizor, vă cunosc din ziar. 3 scrisori v-am scris până acum. Ceea ce se întâmplă aici este o astigătură la cer. Se jefuiește ca în codru. Stai puțin, tovarășe dragă, cum te cheamă? Lăsăm formalitățile, Nelu mă cheamă. Toarșu, Toarșu, pasiunea mea este natura. Ia uite-o, natura. Să-i smulgem naturii tot ce are ea mai bun, să-i dăm omului. Eu sunt de aici, din partea locului. Am muncit mult, am dat și la seral, la hortii... La, da. Și ei ai reușit? Am reușit. Bravo. Da, și ei au reușit să mă dea pe mine, să mă dea afară, pentru că am descoperit, niște mișmașuri care le făceau între ei. Și eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția la joală. Clar! Uite-i ăștia! Nu-i ascultați nicio vorbă, nu-i dați nicio atenție. Dânsul vine din partea ailaltă, de la zootehnie. Parcă spuneați că dincolo e sanatorul TBC. Da, e și TBC și zootehnie. Și tipografie, păi da, e zootehnie și tipografie. Stai, tovarășu Nelu, nu te pripi. Aha, și dumneata ești cu ei, și ele cu ei. Hai, mă, gură mare, că dacă te păresc una, te veți minte, hai. Mă numesc Trandafir Bulbuc, oenolog principal. Am primit sarcina să vă conduc la comoara noastră. Așa cum americanii au Fort Knox-ul dânșilor, unde țin și ei ceea ce are mai de preț, aurul dânșilor, la fel și noi. A, vreți să mă îmbătați? Vai. Aceste cuvinte ne doare. Noi vrem să vă documentăm cum puteți scri științific despre calitățile unor vinuri dacă nu le degustăm științific. Judecarea vinului trebuie să înceapă mai întâi cu culoarea. Învârtind paharul pe loc, dăm posibilitatea vinului să-și împrăștie aroma. Momentul acesta trebuie împletit cu o vorbă despre vin. Strămoșii noștri romani spuneau vinum bonum letificat corpominum. Cunoaștem. Apoi luăm o sorbitură care mai înainte de a fi înghițită, ea trebuie mestecată. Păi ea mai e mestecat. Mestecat. Mestecă. Așa ca să se simtă degustarea. Despre acest vin, poetul nostru, maestru Ieronim Stâncă, spunea: ne-a semuite vraje acest nobil rod ceresc. Tu porți arome sfinte din solul românesc, cunoaște. De unde, șeful? Am aruncat o privire în cartea de onoare. 1-0. Bravo! Vinurile superioare pe care le vom degusta mai înainte de a ne stabili la cel pe care îl vom lua la cantină, unde vom lua masa împreună cu personalul muncitor, ar fi grasa, feteasca neagră și tămâioasa românească. Țărișoara noastră, dragă. Băbeasca! Băbeasca! Auzi? Odată o băbuță mi-a spus... Ce? Feteasca place la bătrâni și băbească la tine! Vestecați asta! Vestecați! Prin vin de masă se înțelege orice vin prost. Nu e cine știe ce, dar la masă merge. Păi toți strămoșii noștri romani spuneau 3 lucruri pe lume dacă nu sunt bune. Care? Sunt foarte rele. Vinum, carmina, pepo. Păi da, și în traducere înseamnă vinul, poezia și blubenița sau harbuzul, cum vrei să o iei. Cunoaștem. Formintul s-a iar. O grădină sub cerul gol. Prietene, nu că ești. Și prietenul meu. Cerem orice. Formintul fură mintea. Cerem orice. Se trăiți, tovarășe director. Am venit. Văd. Arăți că am obosit. Mă da și eu de una. E cu mine, dar nu vă arăt, că mi-o suflat. Se poate la dispensar? Dispensarul e ocupat. Cât? Păi, dumneavoastră, cât aveți plus? A început să fiu obraznic. Pe viața, pe cuvântul meu de onoare, domn șef. Nici nu mă gândi la așa ceva. Cât vrei să iei? 10 tone.
10.000 de litri a 1,25 lei, vânzarea 87 de lei, 3 sferturi. Bravo! Oh, pe dumneavoastră nu știți rețeaua care e nesățioasă și pe urmă și beleaua aia cu controlul financiar? Doamne, nici nu știți cât o să ne costă inestimabil pe viața mea. Ai, vă rog, insistent, îngăduiți-mi, stau și eu până dimineața când se termină încărcarea cu fata aia, nu scot o vorbă. Aștept. Cum se vede viața prin el? În roz. Să treci. Se rumura boier, tot boier. Frumosule. Frumosul meu. Cele care cu arta ei unică, care artă? Mi-a capturat inima, sufletul, cugetarea, simțirea. Am venit cu permisiunea lui Nabacus. Bine. Nabacus, a venit ziaristul. Să-i lași singuri? Păi nu. Am înțeles, am înțeles. Bun. Noroc, Nabacus. Taxi, hai! Ce faci? Ești auzi? Cu boiale mari la central. Am ședit să lăsați. Nu, 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 nu mai stați. Măcar vă rog. Uite, ne lasă. Hai, domnule, nu se poate, domnule, ne lași fără vin. Vin, ca aici. Hai, băiatule, bine. Galopă beis, you fiery footy steeds. Toward Phoebus as lodge in such a wagonier. Eas fatten, udu iptu the west. De aici încolo cu avânt. Avânt. And the bring, in cloudy night immediately, spread sai Klaus Katten, love performing night. De aici încolo verși lacrimi, lacrimi. Amare sau de bucurie? Și una și alta, pentru că e ambigu, așa e modern. Hai! That runaways, eyes may wink. Dumneavoastră îl predați pe Shakespeare în original? Aiurea, nu știu nimic din engleză, dar dacă așa vor ei... Fă-mi să-l vând cu evantaiul ăla. Oh, ei, cum fu? Oh, wonderful, you almost break my heart. So profound it is, so a lot of nuances. Știi, eu deocamdată nu știu americanește. Învăț numai așa, texte din piese, din filme. Nu se poate, dar ai un accent ca la Oxford, ca la Cambridge. Oh, pe când o să fiu la Hollywood, ah, Hollywood, n-o să trebuiască să dau mereu și zilnic interviuri? Ah, fi te rog, drăguț. Ah, Hollywood, radio, televiziune, presă. Doamnă în Hollywood, afișe peste tot. Celiza Milanelli, Gloria Miralena Bumbesco. Ah, deci intenționați să... Păi nu o să-mi risipesc talentul și frumusețea aici. Aranjează, tăticu, și goodbye, frumoșilor, dacă nu m-aș știu prețui. Dar ce ai? De ce te-ai posomorât? A, nu, nimic. Destinul dumitale este să zbori, talentul nu are hotare. Pe când noi ăștia lați. E, fiecare cu soarta lui. Duduie Gloria Miralena. Da? Zi! Nu-mi drăznesc. E, nu se poate.
Ei, zi! O întâmplare inexplicabilă m-a adus în posesia unui obiect pe care numai frumusețea dumitale răpitoare îl poate pune în valoare. Să nu vezi un gest deplasat, te rog, te implor. Primește-l ca pe omagiul pur al unui admirator în fața talentului care zguduie sufletele. Le face mai bune, mai nobile. Le avântă spre... O, drăguțul de el! Păi asta s-o pun eu în dolap, joarsa asta? Asta e bună pentru artistele de la Buftea. Artiste, da. Vorba vine. Ia uite aici, șa. Bizamu. Uite colea Nurca. Ia uite aici Astrahanu. Și uite dincoace, Vizonelu. E? Foaia. Foaia. 11.900... Să rămână. Vă mulțumesc foarte respectos, atât în numele meu, cât și în numele dânsei. Mediocră. La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant. O cunoașteți? Să trăiți! Cotorul. Poftiți? Gata, flambat. Mă iertați. Rezolvat. Să trăiți. Buierule, dar astăzi dă-lea cu parole. Dă-lea. Și care e parola? La sfârșitul lunii. Adică cu la sfârșitul... Ce? Să prăpădiți banii? V-ați învățat risipitori. Și cum faceți voi de stat răspunsurile astea de timp? Foarte simplu, dragă. Când se face clasarea la inventar, ele vin un bun de vine rău și invers. Sau mai repede la transport, adică eu transport 42.333 de litri de muflată, de băbească, de chestie. Stai jos, miliția. Și în acte trec 2.333 de litri. Și banii? Banii ia nașul și ai noștri. Ai înțeles? Sătriță. Bună ziua. Actele la control, vă rog. Am făcut ceva? Miliția economică. Poftiți. Dumnezei? O logodnică. Da, să fie într-un ceas bun. Alo, aici maiorul Voinea de la Miliția Economică. Da. Aș dori o verificare de rutină. Cisterna cu numărul 34B8068. Ați vrea să ne confirmați numărul foii de parcurs? Numărul foii de parcurs? Un moment. E în agenda Blumarin. Alo. 11.948. Cu data de azi. Cu cine ați vorbit? Gheorghe Cercel, directorul IASV Nicola. Nu face nimic, e normal. E firesc. Vă salut. Stăpâne! Ești mare stăpâne! Nu. Măi, copii, mă deranjați! Voi n-auziți? Mă deranjați, se poate! Ești vesel, tati! Vesel? Puțin zis. Vezi tu dosărelul ăsta? Da. Am prins un fir. Și pe firul ăsta... Ia să văd și eu. Cercel Gheorghe, a? Era dor de tine, tati. Ghisemane compane, antante. Hai. Hai. E mașina la colț. Ce? Mm.
10 etaj. Ne sus mai adec. Ia și... Oh, Nabumbescu, dumneata la mine? Cum ai găsit? Găsim orice. Dar te rog, ce porcărie, domnule, ce în reparație. Porcărie. Apoi în revizie, acum, da. Iar în reparație, din nou în revizie. Te rog. Alo, elevatorul, tu ești directore? Aici ne-a Bacus. Păi bine, mă, vrei să mor? Nu știi că am o inimă cardiacă? Sigur că sunt supărat. În strada Visarion Sachelariu, numărul 14, nu merge liftul. Mă faci să urc 10 etaje. Ai? De seară? Nu, tata, acum. Verific personal. Noroc. Ai fost pe la Gloria Mirelena? Da, e adevărat, dar v-am cerut permisiunea. Da, drăguț, da. Ea e tot ce am să știi. Acum, dumneata, ca om de condei, cunoscător de oameni, ai studiat. Spune, da, te rog, ca unui părinte, ce părere ai? Da, e bine, e bine, dar are un defect. Mare. Uite, vezi, cum să spun eu, e prea sensibilă. E prea minunată pentru lumea asta, domnule. Are un suflet de mimoză. Să nu o atingi nici cu un fulg de păpădie. Victor, copilul meu. Eu sunt o fiară, să știi. Deși n-ar trebui să fie așa dacă vrei să răzbești în viață. Dar pentru ea fac tot. Mă înțelegi? Totul. Da, cât de fericită este ea. Toată lumea o iubește, toată lumea o admiră. Simpla ei apariție îți trezește în suflet acel fior. Dar nu. Rămâi acolo unde te-a pus soarta. Nu năzui spre culmi inaccesibile. Necultra sutor, crepidam. Victorie, nu cumva să căzu cu troc. Ba da, lasă-mă să spun. Dar nu pot nici măcar îndrăzni să sper. Păi drăznește, domne. Nu pot să cred. Tatăl aspru și exigent nu-mi interzice? Nu-mi interzice să-mi încerc norocul? Nu! Aprob! Aprob pozitiv! Și știi de ce? Pentru că ești curat. Eu mă pricep la oameni. Dacă nu mă pricepeam, de multe ar rămas dup. Chiar prea curat. Și asta e bine. Pentru ea. Te-am încercat să știi. Acum ți-o spui. Victorie! Un singur lucru cer. Viața. Viața. Am aranjat tot. Voiași de nuntă, unde vreți. Dar zic în Elveția. Că dacă mi-aș Dumnezeu, și eu nu văd de ce nu mi-ar ajuta, că am dat la bani, la biserică. Aveți acolo tot ce vă trebuie. Și pe urmă... Dar să respecti. N-a Bacus. Nimic înainte de nuntă. Jur. Pe cea mai sfânt? Ai cisternă? Aia, spiritul în regulă. A scăpiat fiilor. Eu contez că... E la purtător. Nu eram nebun să care atâta numerar după mine. Bravo, domn. Foile, că ne-a Bacus cam neliniștit. Uite aici. Le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Cine are nevoie de spirit? Spitalele. Uite aici. Brâncoveniș, Funden, Vitin, Colțea. Auzi? Am dat de unul care a făcut niște ștampile extraordinare. Talentat băiatul, să jur că-s adevărate. Cât?
10.000 are. Cât? 10.000 are, citilius. Uite, 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 uite. Tu la purtător? Tot. Să vezi. Salut. Cum faci, nea Bombescule? Bombescu zis Bacus, care poate orice. Vino cu mine și ai să vezi. Vino tu, cât mai ieftin, cât mai scump, după cum e piața. Zahărul cu suprapreț. Atunci, nea Bacus, dă după el toate soarele astea. Ia un halat de profesor, că asta sunt, domnule, dacă vrei să știi, profesor. Și coboară la laborator. Cum, cum, nea Bombescule, cum? A, cu timpul. Cu răbdare, o piesă adusă de la o stațiune vinicolă, alta de la altă stațiune, aia adusă din străinătate, cu aur, domnule. Ce să-i faci, câte am eu în cap de aș putea să le fac pe toate? Atunci, a? Așa, pichet. Ia gust. Eu? Sănătate. Cum e, cum e? Oribil. Nu, Victoraj, e doar slab. Ia pune... Ia să guști acum. Spiritul-i spirit! Ăsta-i momentul. Dacă l-ai pierdut, ai feștelit. Pichetul. Pichetul trebuie să aibă 7 până la 9 grade. Înțelegi? Acum, culoare. Culoarea vinului. Ca să bucure și ochiul. Bă, ai notat cât ai pus la sortimentul ăsta? Sigur, și colorantul. Așa. Și mirodenile. Și acum ne scăsodă. Fortificant suplimentar și fixativ. Stai, domnule Bum, pe ce faci? Ce faci? O trăvești oamenii în masă? Nu, stai, domnule Bum, stai, stai, nu, nu, asta e. Sensibil, sensibil, te potrivești cu Gloria Miralena. Ia dă goze. Păi să o poate una ca asta, ce dragă. Suntem umaniști, ce dracu. Ia, dă-i-l. Ia uite, uite-l, pajiștea bujorului. Ia-l. Tovarășul inspector, bună seara. Noroc. Unde putem discuta liniștiți cu tovarășa? Pentru noastră, tovarășul inspector, pentru noastră facem orice. Poftiți, poftiți. Mai e cineva? Poftiți. Restaurantul Pajiștea Bujorului vă stă la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc. Vă recomand un vin amărui cu gust de floare de periniță, capitos și corespunzător. Ia, tati, poate-i ceva mișto. În fond, muzica asta este creația negrilor. Linșați și oprimați, ascultind-o, îți dai seama care momente de revoltă, de nebunie. Ce faci, Casanova? Cine e tipa? O cunoștință, o colegă, cam așa ceva. Era vânătă de gelozie. Ha, ha, ha. Păi n-avea de ce? Oh. Ha. Ai dreptate, mișcările astea mai animate ajută la diminuarea colesterolului. Avea puțin aer, auzi de aer aici? Ușor. Nu mă ține, mă vede lumea. Tu,
Mama! Nu mă lăsa, tati! Orele fără tine mi se par pustii și zilele foarte lungi. În fond, ai dreptate, dragă. Cu puțină odihnă e necesară de a relua munca cu puteri înzecite. Ar vrea și alții de 50 de ani să fie ca tine, tati. Când le-ai pregătit? Când dormeai. Vai, ce drăguță ești! Tati, ia și friptura. Foarte bună. Tovarășe, cum îți permiți? Cum ai intrat? Uite așa. Sunteți de la organele noastre? Unchiule, eram tare nefericită. Azi eram sub tren dacă nu mă salva acest om. Acest om minunat. De ce nu spui? Se schimbă treaba. Bumbescu. Sterea. Sunteți din provincie, dacă nu mă înșel. Și cu ce ocazie pe la noi? Am venit cu notă de plată. Notă? Ce notă? Care plată? Păi să o luăm metodic. Prima oară 750. Modest, ca de început. Vorba la bar brusc, 4.000. Face. E și program educativ. După aia la munte, la mare, chestii socoteli, 10.650. Și altele. Ce mai? Total vreo 43.000 grasomodă. Păi da, ce credeai? Că am ajuns la fiecare după necesități? Și să mă ierți, ai necesități cam mari, nene. Așa e când te abții. Te abții și purmă dai buzna. Și mai sunt și altele. Niște poze care mare plăcere le-ar face alora de sus dacă le-ar contempla. Ești un dușman. Un dușman strecurat. Nu, domne, sunt un om care are un necaz. Un prieten. Cercel Gheorghe de la Iasevi Nicola. Dosarul lui e în mâna dumitale. Îl vreau curat lacrimă. Și dosarul și prietenul. Tovarășul, sterea nu se vinde. E cumpărat, gata. Bine. Eu n-am timp de glumă. Gabi, hai. Tati, o lași tu pe fetița ta să se arunce sub tren ca Karenina? Ce trebuie să fac? O nimica toată, un telefon. Hai. Unde? Să trăiți, Coane George. Să rămână, fetelor. Fetele, stolul. Ce, m-ați terminat provizia? Nu de asta am îndrăznit să vă deranjez. Fără palavre. Neapacus își logodește fata. Foarte bine, ce mă privește pe mine? Vrea la matal. Perfect. Îi sunt prieten, e obligat, îi sunt obligat. Da, vrea din Granda. Perfect. E un loc discret. Vreau să-l ajut, normal. Dar să plătească la timp. Sunteți mare, Coane George. Să mor eu dacă nu sunteți mare, auzi? Acum, eu n-aș vrea ca să vă supăr. Dacă îmi permiteți, Monșer, eu sunt un vierme pe lângă. N-am venit pentru asta. Vă expuneți. Ar trebui prea vă afișați cu... Mai ești aici, cretinule? Vă salut. Să trăiți. Thank you.
Coborâți, hai! Ești adorabile. După ce se termină petrecerea asta, începe petrecerea la scop. Dacă logodna ne costă cât ne costă, cât o să ne coste nunta? Nunta va fi afară. Să trăiești, neatenii! Hai! Salut, salut! Să trăiești! Scrie acolo. Muzică? Suntem sătui de muzică, nu? Domnic, atenție! Sănătate! Ce zici? Cum mă sună? Hai, mă! Petru, ginere și mireasă. Cine e ginerele? Un barosan. O să-l cunoști. Mare! Nostru. De-al nostru. Succes! Tovarășu Sterea, poftiți! Ce onoare, ce plăcere! Spune-mi, te rog, aici, ca să zic așa, oricine? Vai, dar se poate, tovarășe inspector șef! Dar n-ați văzut firma? Preventoriul TBC! Cine să intre? Toți fuge de microb ca de controlul financiar. Numai de-ai noștri. Ia aici și Găbița. Ce ați făcut că nu poate să doarmă toată noaptea? Numai pe dumneavoastră vă visează. Poftiți, poftiți! Artista lui de Titi. Cumnatul nostru Titireș de la Botelul Florilor. Verul nostru Sofronie de la Lacul și Bopseaua. Vinul nostru, Gheorghe Popa Gheorghe, de la Fărul de Aur. Tovarășu Sterea. Felicitări, tovarășu. Tutia mea. Fericită și încântată. Și Găbița. Găbița. De când vă așteaptă Găbița. Ești fericită, fetița mea? Ce tu e? Gata, dă-i drum! La masă! Pentru mine mâncarea, băutura, ce știi, socotel. Bine, dar atunci care-i plăcerea dumitale? Banii? Am destui. Nu, frate. Plăcerea mea e să studiez pe om. Să dibui unde-i șurubul slab. Și crac! L-am învârtit și al meu. Uite-l pe Stelea. Știi cine e. Nu știi cât-ți tremură de frica lui. Da, dacă îi spui acum, suie-te pe masă și fă ca măgarul, el rage. Cu ce vă ocupați? De responsabilă. Nu, nu eu.
Un chiordel în coridoare. Vara cel puțin e trăznet. Îți pot aranja chiar rog pe litoral. O cunosc pe Găbijoara. E, las, unde mai roșie așa? Îngodă, mă. M-am venit la Brașov să-mi iau lovelele de la milogul ăla de Liliacu. De el lovele Nexam, că ne-a dat una peste cură, i-a sărit placa de ori din gură. Dar mai are una de rezervă. Tu nu mănânci, darling? Nu pot, sweetheart. Sunt prea emoționat și fericit. Mie emoția și fericirea îmi produce o gaură în stomac. Vede că ești în comerțul gratis. Și eu sunt. Eu mai bine prefer dramele triste. La TV de-abia aștept să se reia Dalau. Ah, suie Elen, cât suferă ea săracă. Vă place? Da, e un serial educativ, să știți. Arată descompunerea capitalistă. Ah, nu, nu. Vă rog, fără politică. Noi trebuie să fim politicoși cu clienții, că ei ne dă pâinica. Scumpule. Și ce mai ungem noi pe ea? Pe pâinică? Știi ce a făcut conul George? A deschis o fermă zootehnică. Efectul? Toată lumea de năvală. Aia, ca de toate. Ți-e foame? N-aș și de mâncare, n-aș și de băut. Da, da, am și eu, foamea mea. Auzi, vrei să te angajezi? Sigur. Da, pe litoral? 25 de mii! Gata, șef! Lipește un lucru, Ren. Văd chentul. Asta la cu. Lipește, nu e niciun fel de probleme. Niciun fel de probleme. Sunt slujbaș. Nu-mi place să mă prindă cu proprietăți. Stai, ca cu zi. Ei, bani. Hai, bine, nu e niciun fel de probleme. Domnule Mirea. Da? Mi-a corus câteva clipe. Vă rog? Am chef de o discuție abisală. Așadar ai reușit. L-ai dus de nas pe Neabacus. Ești primul om care face asta. Ești mare, domnule, ești foarte mare. L-ai băgat în cofă și acum o să ne bași și pe noi la apă. Domnule Cercel. Nu, nu, te rog. Ești fals, ești artificial printre noi. Te-am urmărit cum ne urmărești. Așadar, finita la comedia. A durat prea mult. În ce mă privește, l-am întâlnit pe Neabacus și am izbândit. De fapt, toți vor să fie aristocrați, dar n-au curaj. O fac pe ascuns, prin unghiere. Ce plăcere ai să bei de unul singur sau să faci amor cu o damă, tot pe ascuns, cu teama că o să te toarne cineva sau chiar ea. Totuși, cei mai mulți oameni acționează cinstit pe față, domnule Cercel. Să știi că dacă or să te miroasă și ăștia, s-a terminat cu dumneata. Dacă m-ai mirosit, de ce nu acționezi? Ieșea la Bacuș, sărăura, dansați? Ne Bacuș să străiască sărăura.
doamna Bulbuc, nu? Nu? De ce? Ce ai, fetița mea? Ești tristă? De ce nu dansezi? Cu Victor. Numai cu Victor vreau. Aha. Trandafir! Gric! Unde-i Victor? Nu știu, a dispărut. Cum asta? Distras în fata! Și totuși, iată-vă, scursori, viermi, șobolani, neoameni! Poporul muncește din greu ca să dea țării ăsteia locul pe care îl merită în lume! Și voi, un grup de paraziți, batjocorind încrederea societății, v-ați pierdut înfățișarea de oameni! Nu vă puteți vedea! Ei bine, o să fac eu să vă vadă lumea așa cum arătați, așa cum sunteți, lepădăturilor! În numele celor care muncesc, trudesc, cinstit, în numele celor care acceptă sacrificiile necesare, în numele dreptății! Tată! Opriți-l! Prindeți-l! Mă vorbesc! Pion 2, aveți grijă să nu se întâmple ceva ziaristului. Dacă ăsta afla ceva și scrie despre noi, s-a dus cu bișnița. N-am ras! Mie puțin în pas. Am dus totul la rude. Acasă sunt curat ca lacrima. Oh. Hai, băieți, că v-ați lăsat așteptați. Hai! Ce? Miliția! Ați nebunit! Miliția, miliția economică! Ce este? Ce s-a întâmplat? Nimic! Miliția! Miliția! Cum? L-ați găsit? Ne-au găsit ei! Care? Băieții de la miliție! Cum s-a legat degeaba? Du-te! Ce? Miliția! Miliția! Miliția economică! Miliția? Economică? Dar ce-am făcut? Maiorul Voina, dați-mi voie să vă felicit. Ați riscat, dar ați reușit. Împreună. E vorba proverbului, unde-s doi... Puterea crește. Puterea crește, sigur că da. Iar va sosi miliția. E aici, colo, dincolo, peste tot. Dobitocule, îmi speri vânatul. Degeaba a scăzut pe mine, domn Maior. Sunt curat ca lacrima pe viața mea. Singura mea avere e norocul. Mașina asta am câștigat-o la lot. Da, da, noroc cu altora pe care tu ai plătit gras. Ah, m-au cântat, hă? Știu eu ce e la capătul săpăturilor astea. Dau în mine ca să lovească tare în naș. Ia explică și mie, care e secretul lui nașul ăsta, lui Bacchus? Care să fie, domnul Maior? Slăbiciunile oamenilor. A? Le exploatează și el când vrea și cum vrea.
Și slăbiciunea dumitale care e? Păi slăbiciunea mea e viteza. Viteza pe șosea. Făceam două curse în 10 ore în loc de una. Una nu treceam în foaia de parcurs. Luam și o 10%, iar restul din cisternă luam așa, dădea și el acolo. El știe. Da, da. Căldura mare. Mm-hmm. Și cam cât o fi 10% dintr-o cisternă de-asta? Păi cât să fie, domn major, câteva sute. Cam și boala gagicuțelor, dar nu sunt pretențioase. Mă dese gagici, sigur. Tovar și major, permite să raportez. Le-am găsit îngropate în garaj. Da. Filatelist? Ce să te aștepți? Sunt și colecționar, domn major. Da. Să mă urc? Cum era? Cine? A, te faci că nu știi. Nu. Gloria Miralena ta. Oh. Ce nume? Bică, doar să-mi explica. Domnule Vita, las că știu eu, sub pretextul chipurile documentării, ai profitat puțin. Iubi. Cunosc. Tactica îndoioșării nu ține. Poate cu bine, Gloria Magdalena aia ta, nu cu mine. Bine, și ce să fac ca să mă crezi? Ce să fac? Să fii sincer, să-mi spui tot. O să mă doară, o să sufăr, dar o să treacă. Bine, dar eu ți-am spus. Cum era? Era mai bine ca mine? Nu. Nu spui numai așa ca să-ți accepte explicațiile șubre de nesincere. Uite ce, Bica. Bica, să știi că... Și costumul? Costumul ăsta lipsit de gust. Tot costumul? De la ea? Da. Costumul ăsta? Stai să-l vezi costum. Poftim costum. Ce faci? Poftim costum. Chestia cu blana, tot nu mi-ai explicat-o. Poftim care costum. Blana. Poftim costum. Poftim. Blana? Uite blana, poftim blana. Nu tăia! Bica! O tai! Ia vezi ce-i chiar. Încotro trandafire. Luam puțin aer așa. În porcăria asta? Da, dar să știți că eu urmăresc de foarte multă vreme niște bandiți. Niște bandiți care aș putea să spun că sunt niște hoți care au ascuns ceva și eu am descoperit. Eu, în acest moment, vreau să predau ceva pentru Pratimul gospodării, da. Da, vi-l predau dumneavoastră pentru că, într-adevăr, este o valoare. Poftiți. Priviți. Ce predau eu? Uitați. Eu vi le las și eu mă duc pentru că... La revedere, sănătate, vă doresc pentru că eu plec. Sănătate. Nu, rămâi cu noi. De ce? Poate dumneavoastră aveți treabă și eu vă rețin. La revedere și vă felicit. Luați atitudinea! Atitudinea! Cotidian, responsabilitate cetățenească! Bună ziua! Să trăiți? Să curgă vinul, să cânte muzica, să fie femeile sau miniția! Am venit! Băbească, fetească, ce doriți? Poama fete, cum mi se spune în popor. Cu ce vă putem servi? O întrebare ușoară. Unde țineți vinul, valuta, aurul? În Elveția, pe stânga! Ce-i pe mine și în ladă? Ce-i în gușe și în căpușe? Simpatic. Pe dumneata am văzut ce ai, ne dai voie să ne uităm și în ladă? Na, ce să fie? Deșgheaua. Deșgheaua întreprinderii. Da, sigur, nici sunt. Mă dau. Auliu. Cu grijă, e din inventar. Dar ce s-a stea neabahos? Ce s-a strâns la logodna Fimii?
Bani pentru coșniță? Coșniță, coșniță. Verzituri, verzituri. Verzituri, adică... Țigări medicinale. Un da, spital, un garaj, știți cum se întâmplă. Vasodilatator. E... Controlează și anexele, te rog. Mulțumesc. Da, țărțoagi. Mizerii de-astea. Toți străgi om. Ce-ai viața asta? Ai, Doamne. Ia te uită unde era comoara lui Bacchus și a celor 40 de hoți. Eu hoți? Nu permit! Gloria mea! Stai jos! Permite să raportez, am mai găsit ceva. Ce? Unde, ce? Te rog să fotografiezi toate piesele existente aici. Am înțeles. În culița mea. Merit. Mi-am călcat principiile. O singură dată în viața am avut încredere. Da. Am terminat controlul la depozitul de vinuri al lui Bumbescu. Da. Am descoperit circa 8 kg de aur sub formă de bijuterii. Da. Peste 1 milion și valută. Da. Vă rog să ne trimiteți 2-3 ofițeri și o dactilografă pentru inventarierea valorilor în prezența martorilor. Da. Am înțeles. Raportez. Bacchus și întregul grup au fost arestați. Luați atitudinea! Atitudinea! Luați atitudinea! Cotidian de responsabilitate cetățenească! Secretul lui Bacchus. Ce asta? Scrisori de felicitare de la oamenii muncii pentru curajul ziarului nostru. Dumneata, de ce dai buzna? Te-am chemat eu? Da. Să trăiți. Eu nu am vrut să fug de răspundere, eu... Nu am fost de ordinar, aticăloșie. Într-adevăr. Da, vă mulțumesc că ne-a tras atenția. Dar sigur, trebuiau accente mai aspre, mai viguroase, mai corespunzătoare. Într-adevăr, da, sigur. Cititorii noștri vor deveni mai vigilenți. Acesta a fost și scopul nostru. Să ne aducem aportul la prevenirea unor asemenea mârșăvii antisociale. Da, este un tânăr ziarist, destul de, vreau să spun, foarte, desigur, o să-i transmit, să trăiți. Păi neapărat îi transmit. Dă-mi voie să te felicit, în sfârșit. Torci Mirea, torci Mirea. Vă felicităm cu... Vă felicităm... Vă felicităm cu ocazia, cu această ocazie. Da, dar dumneata de unde ai aflat? Din ziar. Nu, vă mulțumim că ați pus pana dumneavoastră în slujba eticii și adevărului și am hotărât de împreună cu... Dar e perfect! O poză? Atenție! Mergem să bem un pahar la tine. Da, la noi!